În liniștea aceasta, cum mai codri o pot zămisli, nu oricine poate rezista. Adevărat, râvnă ca a lui Pahomie mai rar. Îndârjire, încăpățânare, ar spune unii. Iar noi, determinare și exemplu personal. De viața și numele acestui sfânt ierarh se leagă istoria schitului Pocrov, construit în doar 5 luni de zile, în anul 1714. Sfântul Pahomie, care a pus atâta suflet în locul acesta, este un sfânt care a purtat un destin al înstrăinării. Al înstrăinării, în primul rând, de patria natală. El a fost născut la sfârșitul secolului al XVII-lea, în ținutul Bistriței Năsăudului, o zonă de graniță între Transilvania, care era sub stăpânirea austro-ungară, și cei din zona aceea, pentru a-și păstra credința, dar și identitatea națională, emigrau peste munți. Și Sfântul Pahomie, încă din tinerețe, spune cronicarul lui sau ucenicul care i-a consemnat viața, iubindu-L pe Hristos, și-a căutat sălășluire sau a venit la Mănăstirea Neamț. Și la scurt timp a fost și un călugăr de către starețul lui Ioan și a ajuns și starețul mănăstirii, într-o perioadă foarte încercată din istoria Moldovei. Dar nu greutatea vieții monahale, ci râvna pentru o viață mai sporită l-a determinat pe Pahomie să plece la Kiev. Călugării obișnuiau în acele vremuri să facă pelerinaje inițiatice la Kiev, cum se făcea odinioară la începuturile creștinismului în Palestina și Egipt. Era fascinant Kievul nu numai pentru moaște, nu numai pentru sfinți, ci mai ales pentru faptul că în cadrul acestei academii teologice, era una dintre puținele în vremea aceea, călugării, preoții sau creștinii aveau contact cu cărțile. Și din lucrarea lui Dumnezeu a avut o întâlnire extraordinară cu un sfânt rus, cu mitropolitul Dimitrie al Rostovului, care, văzându-i râvna, văzându-i dorul, un dor ascuns, acela de a cultiva și mai mult lucrarea aceasta duhovnicească, îl întreabă ce dorește inima ta. Și Părintele Pahomie îi spune să petreacă în liniște. Pahomie se întoarce așadar la Mănăstirea Neamț și nu departe, în munții Chinacului, unde astăzi se află schitul Pocrov, se retrage ca pustnic. Dar pustnicia nu o practică prea mult timp, pentru că este luat direct din pădure și pus în scaunul episcopal la Roman. Din nou trecea prin încercarea aceea de a părăsi tot ceea ce este drag. De altfel, până la sfârșitul vieții a purtat această cruce a pribegiei și timp de 7 ani, într-o perioadă tot la fel de încercată, el a fost cel care a uns pe primul domn fanariot, pentru că mitropolitul de atunci era fugit de frica turcilor în Polonia și următorul în ordine ierarhică era episcopul de Roman. Și atunci episcopul Pahomie de Roman l-a uns pe primul domn fanariot, pe Nicolae Mavrocordat, care i-a purtat un deosebit respect. Și atunci când episcopul Pahomie a vrut să se reîntoarcă la locul lui, i-a dat acordul și a demisionat din scaunul de la Roman și se retrage aici în locul pusniciei sale și pe 14 aprilie este ziua când începe a construi această bisericuță de lemn a schitului pe care a închinat-o Maicii Domnului. Mai exact, sărbătoria acoperământului Maicii Domnului. Este prima biserică din țara noastră care a avut acest hram. Sfântul ierarh Pahomie s-a rugat ca schitul să nu fie niciodată închis. Și într-adevăr, schitul Pocrov niciodată nu a fost închis, chiar dacă a trecut de-a lungul timpului și prin diferite incendii, prin perioada comunistă, când regimul comunist a vrut să desfințeze acest schit, iată că rugăciunea Sfântului a fost atât de imprimată în locul acesta, încât el a rămas și a dăinuit și până astăzi și credem că va dăinui și de acum încolo. Din cauza împrejurărilor nefavorabile ale acelor timpuri, Sfântul ierarh Pahomie se duce la Kiev și la 50 de ani trece la Domnul, fiind înmormântat în fața ușilor împărătești ale Lavrei Pecerska. Iată un ucenic al lui, după ce a plecat către Domnul la câțiva ani, a dus osemintele la schitul Pocrov. Asta a fost dorința titorului, ca să aducă acolo osemintele. Și au fost îngropate în biserică, sub pavaj,
și în anul 2013, când s-a făcut lucrări de consolidare a bisericii, când s-a săpat, s-a găsit osemintele Sfântului Cuvios Pahomie în biserică. Au fost ridicate de acolo, s-au spălat, cum este rânduiala la noi, și au fost puse într-o raclă amenajată și sunt în biserica titorită de Sfântul Ierarh Pahomie. Așa a arătat viața Sfântului Ierarh Pahomie de la Gredin în slujba Domnului în acele vremuri. Arta viețuirii monahale e o făclie mistică. Pahomie a preluat-o de la Paisie, iar Paisie de la Vasile de la Poiana Mărului. Cercul se închide, rămânând mereu deschis. Clopotele la Pocrov. Sunetul lor risipește întunericul, cheamă lumina, domolește lumea și o umple de dragoste. Iar lumina vine, ce-i drept un alt fel de lumină, adusă de clopot, de ecoul acela care pătrunde în inima tuturor lucrurilor ca să le trezească la viață. Clopotele tac. La schitul Pocrov începe rugăciunea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.